Hai să vedem pentru ziua de sâmbătă, 31 iulie, care este mesajul cărților de tarot folosind o singură carte. Wow, foarte frumos! Uite, avem aici Regina de Monede. Această carte îți spune că tu, în momentul actual, astăzi, exact așa cum ești tu astăzi, ai la îndemâna ta toate uneltele necesare ca să prosperi, ca să-ți creezi abundența financiară, stabilitatea financiară pe care ți-o dorești. Uită-te foarte atent la aceste unelte din tolba ta, pentru că aici ai cunoștințele necesare ca să îți găsești un job bine plătit. Ai relațiile necesare ca să fii recomandată pentru jobul ideal pentru tine. Ai skillurile, abilitățile necesare ca să îți creezi viața pe care ți-o dorești. În această zi de sâmbătă e important să te uiți atent în jurul tău la lucrurile pe care le-ai acumulat deja, mai ales la lucrurile fizice. La hainele din dulapul tău, la bijuteriile din cutiuța ta de bijuterii, la mașina ta, apartamentul tău, la toate lucrurile fizice pe care tu le deții și să mulțumești divinității, să mulțumești universului pentru toate aceste lucruri. Și după ce reușești să te sincronizezi cu această energie de gratitudine, de mulțumire, de recunoștință, o să vezi că universul o să aducă mai multe astfel de lucruri în viața ta. Totul pornește de la recunoștință. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe etalări, chiar și etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!